Tino, Nino, Nino, Nino. Salutare! Să spunem că ai un copil mic, cum e cazul multora, sau, în cazul meu, că ai animale de companie și vrei să pleci de acasă pentru câteva zile. Ce faci în cazul ăsta? Chemi un prieten. Te rogi să fie totul bine. Sau, iată că trăim în epoca în care putem instala cu un preț foarte mic o cameră de supraveghere. Am luat de la EMAG mai multe jucării. Bun, ce avem aici? Avem două camere din astea de supraveghere, două becuri pentru filet E14, carduri pentru camere și încă un filet pentru E27 pentru becul de deasupra. Ca să pot testa becul ăsta mic, o să iau o lampă. Ești pedepsit. Am găsit un bec mai vechi. Ia să vedem dacă se potrivește. Uite așa. Da, ăsta e. Și acum sunt foarte curios dacă îl pornesc pe ăsta cu întrerupător normal, dacă și aprinde sau face ceva. Uite că s-a aprins. E, și acum, bine, avem un bec, asta e lucru bun, dar ne trebuie instalat aplicația asta. Opa. Aplicația asta de control, Smart Wi-Fi Bulb. Bun, și caut aplicația asta, ia să vedem, o scanez QR, Nous Technology, Android App, asta îmi trebuie. Zice că vrea notificări, hai să-i dăm, Bluetooth, hai să-i dăm. Și vrea location, nu-i dau location momentan, add device. Ok, dau pe plus. Da, nu-mi place că trebuie să-i dau location, dar încercăm să vedem dacă merge fără. Nu reușesc să instalez momentan ăsta, Smart Wi-Fi Bulb, așa că m-am apucat să-l desfac pe ăsta la altul Xiaomi, ăsta Mi Smart LED Bulb Essential. O să-l pun sus în lampă. Am aprins becul de sus, create account. Nu i-am dat voie să folosească microfonul. Trebuie să pun telefonul lângă dispozitiv, nu am găsit nimic. Ia să încercăm manual. Deci deschis 2 secunde, închis 2 secunde. Deci închis 2 secunde, aprins 2 secunde. Device connected, connected device to network. Și acum pulsează becul ăsta de mai multe ori. Se conectează la Wi-Fi, voice control, n-aș face asta cu microfonul. Se poate ajusta intensitatea, culoarea, dar e vorba nu de culoare, ci de galben-alb. Se poate stinge și închide la ore programate și asta e important. Și se poate controla prin telefon ce ne chinim să facem de vreme încoace. O să scriem back dormitor. Din aplicație controlez intensitatea luminii. O dau mai încet, mult mai încet, până când e la un minim. După care, la fel, ridic din ăsta până când devine foarte puternic. Mă rog, nu e foarte puternic, dar e puternic. Dacă mă duc la stânga, e alb. Dacă mă duc în centru, devine gălbui. Bine, acum exagerat de gălbui, dar asta e. Mă duc înapoi aici, e alb. Și atât. Gălbui. Alb. Pot să schimb în culori. Asta e roșu. Ia să vedem dacă dau așa. E tot intensitate. Pe verticală e intensitatea. Iar pe orizontală e culoarea. Deci acum e pe albastru. Acum e pe un fel de verde. Nu știu cât se vede pe cameră. Gălbui. Și un roșu. Da, se schimbă culorile acolo. Și ce putem să mai facem? Ne întoarcem pe alb.
Mai are un flow. Asta e cu un fel de gradient, de culoare sau ceva. Cred că e pentru petreceri, nu știu exact. Așa, și favorite. Bun, m-am dus înapoi la alb și l-am închis din telefon. Asta îmi doresc. Să l-am închis, îl deschid. Alte setări, nu mai intru acum în detalii, dar bănuiesc că pot să programez cumva intervalul când se deschide și se închide. Acum întrebarea e dacă îl închid de la întrerupător, mai pot să mai fac ceva din aplicație și cred că nu. Îl văd util pentru, de exemplu, situația în care stai întins în pat și vrei să citești o carte și la finalul, când termin de citit sau când vrei să te culci, nu te mai ridici să stingi întrerupătorul pentru că suntem leneși, apeși pe off și gata, s-a stins lumina. Cu becul ăsta alalt, din câte am înțeles, din câte am văzut, trebuie dat să găsească alte dispozitive din rețea, să aibă location, serviciul deschis, deci sunt foarte invazive produsele astea. Nu știu cât de multe date strâng, dar putem bănui că strâng foarte multe date, atât cât pot. Așa că în momentul în care l-ai pornit, pierzi din privacy și nu doar atât, s-ar putea să rămână legăturile astea, bridge-urile astea dintre Wi-Fi și contul respectiv să rămână deschise. Nu știu singur, a trebuit să verific cu cineva care știe rețelistică. Dar hai să încercăm încă o dată cu becul ăsta alalt. Îl mai pornesc o dată în aplicație, îi dau că poate folosi location. Încerc acum să adaug, îl repornesc. Am repornit becul, aștept să facă clipoci. Sau nu vrea? Nu știu, hai că a început. Pe 4 l-am pornit, îi dau next și încercăm acum. Vrea și rețea 2.4G și nu-mi dă voie. Încercăm acum. M-am conectat la cealaltă rețea, 2.4G. Acum am mers și așteptăm. Deja am așteptat foarte mult timp, dacă nu se meargă nici acum, o să las în afara filmării bucata asta. E deja ora 6. Mai am de făcut și alte lucruri. Mi se pare foarte important, dacă vrem să le folosim, să dăm next la tot ce e acolo. Din păcate, privacy-ul e undeva pe acolo. Și avem așa, lumină galbenă, se vede și sus. Hai că dau așa. Lumină galbenă, dacă dau de butonașul ăsta aici, lumină albă, da, se vede diferența între o lumină albastră și o lumină gălbuie. În centru văd că are un fel de iconiță, dacă dau pe ea nu se întâmplă nimic. Nu? Speram să fie on-off, dar nu e cazul. Așa, aici văd că e un dimmer. Am de voie, acum a luat-o. Și ăsta ar fi foarte, foarte încet. Mi se pare interesant, iarăși, ca o aplicație video, dacă folosim becul ăsta la foarte mică intensitate, poate fi util și ca un fel de lumină de fundal. Da? Îl dau puțin mai tare. Ăsta e maximul. Îl dau undeva la, să zicem, o treime din putere. Încă e prea puternic, hai să-l dăm mai jos, aici. Și dacă îl închid, s-a închis. Dacă îl repornesc, rămâne pe aceeași intensitate. Și se pare că da, ceea ce e excelent. Asta chiar îmi place. Și asta iarăși poate fi interesant, o să-l duc în sufragerie, poate fi interesant pentru văzut un film la lumină scăzută sau atmosferă, mai ales că îl pot schimba într-o culoare diferită, iată, în violet, albastru, azur, verde, în verde nu prea vrea, nu știu de ce nu vrea verde, hai că a luat-o și pe verde, galben, portocaliu. Cred că așa e mai interesant pentru video. Iarăși mi se pare drăguț cu o lampă din asta mică, pe filet E14, dacă nu greșesc. Îl pot folosi ca lumină de fundal pe un produs, pe ceva, îl pot pune spate acolo, cu doar, atenție, cu doar 40 de lei, față de lumina din spate, care e o lumină video, e adevărat, dar care costă 350 de lei. Și acum că avem lumină, că putem să aprindem lumina de oriunde am fi în lume, o să punem și o cameră, să vedem ce se întâmplă în casă. E adevărat, camerele astea au și senzor infraroșu, se poate vedea și pe întuneric, dar de ce să nu aprind becul dacă tot pot să fac asta?
O să las momentan în exterior așa de efect lumina asta și o să o trec pe o culoare mai... Ia să vedem, un albastru? Nu știu. Ceva de genul ăsta o să o las. Vedem și cum rezistă în timp. Mie mi se pare destul de rezistente becurile astea. Cred că ca tehnologie ne putem aștepta să funcționeze măcar 1000 de ore. Nu văd pe etichetă nimic. Deci avem aici camera în cutie. Arată cam așa. Micuță, rotundă, se învârte 360. Văd că momentan nu se mișcă nimic. Bănuiesc că trebuie pornit un motoraj, ceva. A, nu, ăsta se mișcă aici. Din câte îmi dau eu seama. Da. Nu cred că e bine să rotim prea mult, că să nu inducem un curent în interior. Deci aici undeva baza asta se rotește și sus-jos ăsta se mișcă. Iar aici, în partea de jos, cum ridicăm de cameră, se poate băga un card. Pentru înregistrare locală, am înțeles că are și un serviciu de înregistrare în cloud. Mi se pare interesant, mai ales că în cloud se înregistrează în continuu, ceea ce înseamnă că dacă vine cineva în casă și taie firele sau taie curentul sau ceva, se vede până în ultimul moment. Asta mi se pare foarte interesant și cred că merită un abonament pe cloud. Trebuie văzut și cât costă. Așa, aici mai avem alimentator cu un cablu destul de lung. Eu o să o pun undeva sus în tavan și are aici o prindere ca la un senzor din ăla de fum. Vine aici cumva pe bază, se rotește. Hop. Și mai am niște șuruburi. Ah, ce drăguț, vine și cu niște dibluri mici, cu două șuruburi și două dibluri de plastic foarte mici. S-ar putea să reușesc să dau gaură și cu bormașina mică în cazul ăsta, dacă nu rotopercutorul. Aici în spate undeva are mufa de alimentare, e liberă, se poate fixa toată partea asta fără a atinge mufa și, bineînțeles, imaginea se poate inversa în aplicație. O să ne uităm imediat la asta. Firul e destul de lung, cred că are măcar 2 metri, ceea ce e foarte, foarte bine. Aplicația asta e, îi dau get. A început să se miște singură, nu știu de ce, mă caută. Puneți că își face un fel de resetare, se conectează la rețea, face ceva. Dar vedem în aplicație imediat. Și acum la fel, mă întreabă, vrea să găsească device-uri. Am să-i dau OK de data asta, allow, location, network. Acum trebuie să dau accept la tot. I have read, nu știu ce, nu vreau să fiu la user experience. Îmi trebuie un sign up. Asta e C200, parcă, mai uit. Mă uităm cu o dată pe cutia lui. C200. Tapă C200. Trebuie să facă becul verde și cu roșu și de adevăr face. Verde, roșu, verde, roșu. Dau next. Îi dau location allow. Connect to tapă device. Trebuie să intru pe Wi-Fi acum. Se conectează la cameră. S-a conectat. M-am conectat. Bun, s-au găsit. Acum caută un o rețea Wi-Fi. Connecting to Wi-Fi. A început să vorbească. Așa, ce e interesant la camera asta e că poate să primească apeluri voce, bineînțeles, din afară, ceea ce e foarte interesant că poți să vorbești cu animalul, să-i spui stai. Wi-Fi connected. Bun, s-a conectat. Să-i dau o denumire, să spunem că asta va fi camera din dormitor. Așa, mă întreabă unde e. Păi e în dormitor, numai să găsesc dormitorul de aici. Next. S-a configurat. Pot să o instalez pe tavan, zice ea. Perfect. Bun, și vreau un card microSD. Vă recomand să cumpărați card cu adaptor, pentru că vin la același preț în esență și e mult mai ușor de copiat fișiere atunci când luați cardul ăsta mic și îl băgați în adaptor, decât să luați doar un din ăsta mic. Mă întreabă în aplicație, ați instalat cardul? Next. Cloud Storage. Asta e interesant, o să vreau să mă uit pe asta mai târziu. Și dacă vreau să... Nu vreau să-l pun cu asistenți. SD card is not formatted. Please format it according to the app guidelines.
Ce putem face? Momentan se formatează cardul, după cum se poate vedea, însă dacă apăs pe ecran, undeva pe aici trebuie să fie butonul de pan și tilt. Și atunci pot să o mișc manual, dacă apăs pe butoanele astea. Sau joystick, joystick-ul nu merge cum aș vrea eu, trebuie să apeși pe săgeți. Dacă apeși pe săgeți, se mișcă destul de bine. Micro SD card identified. Ok, hai că lăsăm asta momentan. Bun, și atunci, iată. Poate coborâ. Asta e maximul ei. Acolo e camera. Și dreapta. Deci ea în jos nu merge foarte mult. E și gândită de altfel să fie montată de fapt invers. Adică așa. Și trebuie doar să caut în meniu setarea unde pot să o întorc. Da? Acum, aplicația are multe setări. Nu o să intru acum în toate. Dar e interesant că se poate face auto-reboot. Asta îmi place foarte mult. Îi dau pe on. Ceea ce înseamnă că dacă cumva se resetează curentul, Wi-Fi-ul sau ceva și rămâne ea pe din afară, nu trebuie să mai vin aici să verific camera, să-i dau restart. Își face singur în fiecare seară între ora 3 și 3 jumate. Se poate schimba ora asta. Îi dau save. Asta mi se pare foarte interesant pentru că mai ales când aveam routerul, când aveam serverul pe băgat prin router, atunci când nu mai mergea serverul, trebuia să vin fizic să restartez serverul. Așa, asta e foarte interesant. Micro SD se înregistrează în buclă, când s-a umplut cardul începe din nou și suprascrie. Și aici am setarea de invert image și a trebuit să stau un pic să inverseze și în momentul în care s-a inversat se poate vedea în aplicație că totul e foarte simplu, trebuie doar să pun camera așa și acum devine interesant pe pan că pot să cobor mult mai mult decât puteam mai devreme și pe noi asta ne interesează și cu mișcări laterale. Să zicem că în momentul ăsta vrem să și înregistrăm ceva, îi dăm un record, recording, calitate high quality, totul pe auto, 6 secunde, bineînțeles face și snapshot, poze, se pot adăuga mai multe camere în meniul ăsta, ceea ce o să și fac, se pot denumi aici dormitor, sufragerie, se pot schimba denumirile astea pentru fiecare locație în parte, dar mai întâi trebuie montate pe perete, așa că trebuie să dau niște găuri până nu mă jură vecinii. Bun, acum sunt afară. Așa, am închis Wi-Fi, am închis tot. Sunt doar pe date mobile. Așa, schimb calitatea luminii. Da? Fără Wi-Fi. Intensitate mai mare. Îl închid. Îl deschid.
discotecă.